Salutare! Astăzi vom porni o mașină marca BMW. Bun. Aici avem un redresor, cablu de alimentare, da? Se vede, 230 V. Aici avem și aici avem plusul pus pe borna de plus și minusul pe borna de minus. După cum vedeți, uitați aici, dau să o închid, nimic, să o deschid, nimic, deci e descărcat complet. Acum vom porni redresorul, după cum se vede este oprit, nu are beculețul roșu aprins. E, și uite, când i s-a aprins și nouă lumina. Îl voi lăsa așa cam 15 minute la încărcat puțin și după îi vom da ok să vedem dacă o ia. Bine, trebuie să o ia. Hai să încercăm acum să vedem dacă stai așa să văd dacă se descuie. Da, acum s-a descuiat. Ok. Ceea ce nu prea cred eu să o ia acum, dar haideți totuși să încercăm să vedem. Este pus în modul de parcare. Să stingem becurile. Ok. Băgăm cheia în contact. Opa, deja nu are curent deloc. Trebuie să o las la încărcat serios. Ne vedem după ce își ia bateria puțin curent. Prieteni, am revenit după un sfert de oră. Redresorul încă încarcă. Vom închide redresorul. E puțin călduț. Și îi vom da cheie. Să vedem dacă pornește. Băgăm cheile în contact. A pornit fără probleme. Nu știu dacă se observă, scoate abur. Da, acum se vede că scoate abur foarte mult. Mașina când e pornită după un timp destul de lung, Nu trebuie turată. De exemplu, eu acum cum am pornit-o după o săptămână. Bine, când am vrut să o pornesc, ați văzut și voi că nu avea baterie. Nu trebuie turată, adică o lăsați pur și simplu la relanti. Și, de exemplu, sunt unele mașini sau, depinde de cât de frig este. Te pornești, sunt deturate sau de preacă fier pe fier. Atunci nu are ulei. Uleiul, bineînțeles, că eu curs în baia de ulei. Și se aude acel zgomot foarte ciudat și deturat. Și încet, încet, după ce își ia ulei, după ce își unge pistonul, cilindru, tacheții, își revine la normal. Da? Momentan motorul încă este rece și nu-l turez deloc. Încă nu se aude el cum trebuie, adică un mers rotunjor, dar merge destul de bine momentan. Nu știu dacă se aude.
Nu uitați să apăsați pe clopoțel pentru a fi la zi cu postările mele. La revedere!